Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să mă uit peste versiunea beta 3.5.3 a jocului PUBG Mobile Beta și ulterior va veni și actualizarea în versiunea oficială, dar astăzi a venit o nouă actualizare care, bineînțeles că mă așteptam să vină pentru că aveam calendarul actualizărilor a versiunii beta. Îl aveam deja dintr-o sursă oficială, așa că va mai veni, bineînțeles, o actualizare cu număr de versiune 3.5.4. Această versiune va fi ultima, ulterior va fi actualizată și versiunea oficială. Cred că pe data de 7-11 va veni versiunea finală și va fi lansată în versiunea oficială a jocului. Acum se actualizează, mai are, de fapt nu se actualizează, pur și simplu verifică deja resursele pe care le-am descărcat. Primul lucru pe care îl observ când intru pentru prima dată în versiunea 3.5.3 a versiunii beta, nu știu dacă mă repet suficient, efecte audio. Deci ce observ eu aici? S-au făcut câteva modificări, dacă a urmărit cineva videoclipul precedent a actualizării 3.5.2 a versiunii beta, au făcut câteva modificări, de fapt nu au făcut câteva modificări, pur și simplu au adăugat aceste două, nu știu cum să le zic, aceste două subsetări, nu știu cum să... Bun. Care nu erau în versiunea asta, cel puțin beta. Grafică, ceva nou, extrem, la fel, coming soon, nu, audio, am să descarc audio ultra, se descarcă, badge, 35, badge, nu mai știu care era numărul în versiunea trecută, dar sigur nu era 35. Ia să vedem. Da. Încă nu au fost actualizate aceste chestii, dar... Start. Imediat am să văd care sunt lucrurile noi, dacă cel puțin a fost... adăugat ceva. Nu, de fapt n-a fost adăugat nimic, pur și simplu au fost cum se numește, finisate lucrurile care erau deja. Frost time, da, așa se numește modul, parcă. Am să merg direct aici. Mi-aduc aminte din videoclipul trecut că nu dădeam seama foarte bine care este scopul și care este, nu știu, sensul acestui mod și care trebuie să aibă o logică, nu-i așa? Poate în videoclipul ăsta îmi dau și o seama care este sensul și care e logica modului. Adică este un dragon care trebuie să aibă o poveste. Ah, ok, am sunet. Superb. Superb. Da. Efectul ăsta de ecran înghețat, wow. De unde s-a găsit bugetul pentru o asemenea tranziție? Nu-mi imaginez. Merg. Nu observ până în acest moment nimic. Ba da, este ceva diferit. Pur și simplu acest font și acest text. Nu cred că era în versiunea precedentă. Dragonul era. Bun. Aceeași chestie era și data trecută. Am să verific, bineînțeles, loot-ul.
Lutu este tot în acea eroare, adică data trecută Lutul cam nu-și găsea locul, să zic așa, unde era. Trebuie să fie pe aici. Așa, data trecută Lutul plutea efectiv în aer. Acum am să mă uit dacă este cazul și de această dată nu știu dacă este cazul, dar este înghețat dragon. Vreau să-l văd când se dezgheață. Și după aceea am să ies, am să verific dacă mai sunt modificări, ceva aduse setărilor. Hei! Da. Se aude ceva. Ce să fie oare? Ce să fie oare? Ah. Este vehiculul cu două locuri, care are dintr-un anume motiv da. Este tigrul sabie sau ceva. Cât? 3 minute? A, un minut până se deblochează dragonul. Bine, am să ies și am să mă mai uit peste alte modificări aduse. Nu știu, ceva nou? Grafică, extreme, coming soon, ultra HD, lobby, ultra HD, efecte, language, ia să vedem ceva. Nu. Aceleași chestii. Private, social, crosshair, ok, disable, nu. Bun, cred că asta este tot. Altceva, Levic, Pat. Bun, cred că asta este tot. După cum am zis, această versiune nu este finală, așa că poate surveni modificări până va fi lansat efectiv în versiunea finală. Deci, nu s-a făcut nimic deocamdată de la versiunea 3.5.2, pur și simplu au fost doar finisate chestiile care erau, modul va fi același, nimic extravagant. Ne auzim data viitoare cu alte chestii la fel de interesante, sper.